arăți ca un pește de la urât. Oh! Alo, 2-2-2. Probă. Unde trebuie să-l citești și cum îți dai seama că e bine? E bine. Cum îți dai seama că e bine? Simt. No serus. Bună seara. Suntem din nou noi. Pare că v-a plăcut mult episodul trecut. Putem decât să vă mulțumim și să mai facem. Mai facem. Și desigur, dacă vreți să mai facem și după acest mai facem, mai faceți ce ați făcut și tura trecută, știți voi. Scrieți-ne în comentarii. Da, continuăm episodul 2 din Sirenele de Bogdan Tekeș. Doamne ajută. Păcat că nu mai am aceeași îmbrăcăminte. Le aveai? Păi le aveam până am o săptămână. A plecat Bogdan undeva și am făcut o surpriză, am donat foarte multe lucruri printre care și Toate, am rămas numai cu asta, cu această cămeșuță. Și cu asta. A, și cu ăla, da. Hai să vedem. Salut! Din păcate episodul ăsta n-am mai ieșit din duș ca să arăt ca sandu ciorbă, dar am ieșit din duș, dar nu chiar înainte. Mai am? Nu mai am părul sandu ciorbă. Dau mai mult spre Boschito, solistul de la Boschito. Ba dai mai iud, mă! Vezi că iud! Vezi că iud! Mama, acum urmează să mă transform. Să rămân așa, leu? Rămân leu. Raur. Asta nu mai am, nu știu ce am făcut. Ai aruncat-o tătu? Și la cererea multora dintre voi și prin multora, chiar vreau să zic mulți, adică mulți. Ia. Cât de mulți ia? Cred că erau foarte mulți. 13.000 de oameni pe Instagram, 32.000 de like-uri la episod, 3.000 de like-uri acolo, 17.000 de voturi pe comunitate. Acum dacă fac 6 voturi, e mult. Dacă nu strângem atât de mult... Bă, următorul videoclip recomandat este Boschito în tuneric în culori. Uite-te cum e îmbrăcat și ce freză are. Îs eu. Îs eu. Chiar că... Sunt el. Ia uite, îs el. Literalmente îs el. Wow. Îți lipsește chitara. Dă-mi o mie de fior. Cum a fost? Te-am dat pe spate, a? Da, mă, mulți oameni. Super mulți. Nu o să mulți. Mai ajungem la acel număr, dar puteți să încercați să egalați pe acești oameni care au votat amu 6 ani. Clipul. V-am întrebat dacă doriți și episodul 2. Voi desigur ați zis doresc. Doriți să serviți un episod gratis? Doresc! 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 Știi episodul? Nu, nu știu ce e! Iubire, e o referință culturală! Tu nu știai ceva referință culturală foarte importantă! Ce conferință culturală? Connector fata de la țară! Hai, lasă-mă cu deasă, mai bine știu de Chowder și doresc! O umplute, nu? Episodul? Mahjong? Dar nu știu nici măcar serialul! Nu știi Chowder? Nu! Hai de viața mea! Iei o lună și apoi iei un soare? Voi știți, da? Din episodul anterior. Poate este al unei sireni. Se pare că mama nu mi-era dor de țiuit. Așa-i țiuitul. E țiuit. Țiuit. Mă, dar ăla nu știu dacă l-auzai în mod normal. L-am și evidențiat eu puțin. Nu, no, stai. Ai sabotat-o pe Andra. Nu l-am evidențiat prin tehnici de editare. Pur și simplu am zis. L-am făcut simțit. Mama a făcut defectul psihologic, psihotronic, acela prin care sesizezi un lucru și după aceea îl sesizezi. Știți că dacă vă gândiți la mașini albastre, să vezi mai mașini albastre peste tot, de la cum v-ați fi gândit până la mașini albastre. Da. Poate este al unei sireni. Se pare că episodul 2 începe cu o scurtă recapitulare la ce s-a întâmplat în episodul 1. Hai, ne uităm că cât, doamne, poate să dureze 3 minute. Interior. Poate este al unei sireni. Chiar de lină. Acum mama ei. Ce faci? Vorbeai singură? A fost odată ca niciodată. N-am jucat în viața mea unul. Dețineam un pachet de cărți. Dețineam tot felul de lucruri random. Acum voiam să te întreb, că mie îmi place unul. M-am jucat o singură dată într-un tren cu o fată random. Ok. Nu, eu pur și simplu colecționam chestii care ghiceam mai în cap. Ghiceam un pachet de cărți unul. La ce clip aveam banană lipită de perete? Nu mai știi. Aveam cu scoci. Sau nu cunoști? Păi, dar de unde să știu? Bun. Înainte să înceapă Q&A-ul să... Ce zici? Îmi place cadrul ăsta mai mult decât cadrul nostru de acum. Ai observat că am băgat 6 săgeți de darts în mijloc, da? Mamă, n-am observat. Le-am dat pe tăte eu, personal, de la distanță. Sunt convinsă. Da. Revenind. Trecut mii de ani de atunci și nimeni nu a mai crezut că... De atunci citește creierul idiot și a ajuns la pagina 3. Ne-a citit mie o pagină înainte să mă culcam. Ce simțim să vomităm când ne mișcăm? De ce creierul percepe când mișcarea îi că noi, dacă zburăm cu avionul, nu știe creierul ce se întâmplă. Se vede că ai studiat. Mulțumesc. Ai studiat bine. Mulțumesc, că în Franța. Sirenele, episodul 2. Exact 3 minute. Bă, dar în loc să lase 3 minute din episodul 1 în episodul 2, putea să fac o rezumat atât de ușor, atât de simplu. Uitați, spre exemplu. Sirenele, episodul 1.
Oare mama mea e cyborg? Vai, pe mine nu mai e o muză deloc astea. Mă doare să le văd. De ce? Nu știu, mi se pare că nu e amuzant. De ce ai făcut ca mama Selene? Oamenii spun că este amuzant, doar voi aveți dreptate. Noi așa e. Ce știu eu? Eu sunt un simplu solist la Boschito. Ești un simplu muritor. Wow, exact la fel. De unde l-ai? Lasă pisica să evadeze. Du-te, pisico. Nu e așa cu minte cum e să ia uitați. De unde l-ai? Din piață. Glumesc. Păi vă dați seama că asta i s-a părut Andrei amuzant pe bune? Adică scria scenariu, a ajuns la partea asta, dar de unde l-ai găsit? Ce să răspund asta? Vinea să râdă și ei, că era prea... Din piață! Și la tot din piață mă vedeam înainte să zică! Eu și eu am dragă tip la fel. Măi, e o glumă bună. Eu am râs. L-am găsit în cadă când eram mică și de atunci nu ai dat jos. Exact la fel, am găsit chiar în piscina asta. Eu l-am găsit în cadă. În cadă? Și eu exact la fel, am găsit în piscină. Da, amuzant. Hei, ai ieșit din dulap? Ba, chiar mă, stai că m-am gândit la asta. S-a găsit dulap acolo. Hei, oh, stai. Ești gata? Da. Hei. Doar n-ați uitat de mine. Eu sunt Selena. Wow. Doar n-ați uitat de mine. Eu sunt Selena. Wow, este extraordinar. Fac la fel. Și iubesc să probez haine. Wow, a făcut gestul. A făcut gestul cu limba. Vreau să-l văd iarăși. Selena, și iubesc să probez haine. Foarte greu să alegi o ținută. Ce crezi că urmează să zic? Eu dimineața când mă trezesc înainte să merg la muncă, în oglindă. Ce face? Adică așa probați voi fetele haine? Fix asta ai zis, ai făcut. Nu pot să cred. Ce se întâmplă, mă? Cine te cunoaște? Am crezut că e o piesă. Vomi. Mamă, zobă, mi seche. Mai arată-mi odată faza aia că mi-a plăcut extraordinar de tare, vreau să o fac și eu. Ce, că am băut eu? Da. Vezi că nu e ușor. Asta e aceeași sticlă de atunci. Nu-i rău. Arăți ca un pește de la urât. Nimeni nimic. Cum era să fie așa? Stai cu cineva la masă și dintr-o dată arăți ca un pește de la urât. Ce v-aș dai să-și la pește urât? O scris pește urât, mă. Dacă un pește urât ar bea apă. Mamă, ce sastea, mă. Cea mai urâtă femeie din lume. Și ne dă pe imaginea asta. Imaginea care a făcut peste 15 milioane de oameni să dea click. 15 milioane. Numărându-ne și noi. Unu, da. 15 milioane 2. Cineva, vă rugăm, trebuie să deseneze cineva ăsta, să-l facă un animal, ăsta nu e om, și cu ochii ăștia sticloși, aoleu, Doamne. În sfârșit, ținuta perfectă pentru petrecere, chiar îmi place. Selena, ești gata? Selena, ești gata? Hai! Da, să revenim la realitate. Hai odată! Of, parcă părul nu-mi stă așa bine. One eternity later. Mamă, am uitat, mă, ce s-a întâmplat. Ioi, nu este destul de răut să pui aia într-un serial. E un meme din SpongeBob ăla. Cum, bă, să pui tranziție din SpongeBob pe un serial? Bine, mult spus serial, adică să fim serioși. Cred că am avut story-uri. Era mic. Era mic. Am zis că am avut un story mai bun ca serialul. Vai, vai de mine. Dar poate e o glumă bună, asocierea, ceva. E un story bun. Cum fac șinițele dacă nu am topor? Nu poți, nu faci șinițele dacă n-ai topor. Toată lumea știe. Ai fost rău. Da, Bogdan, trec ești pe Instagram, mulțumesc de follow. Wow! Ai cu 100.000 mai mulți acum în secunda asta. Da, Bogdan, trec ești pe Instagram, mulțumesc de follow. 72.000. Cum ar fi să fie fix? Păi e fix. Nu e fix. E fix cu 100.000 mai mulți. Bă, lasă-o naibii, mă. Sunt cel mai mare stalker al tău, deci. Frate, se leagă toate lucrurile, mă. Dar eu zic că dacă suntem relaxați, vom fi mai fericiți, nu? Da, da, eu, da. Eu în fiecare dimineață cu tine. Ia zice bine ce zice. Fără stres, hai să ne relaxăm. Viața e frumoasă dacă vrei, doar nu vrei. Ai o viață tristă, nu vrei. Hai mai repede, întârziem la petrecere. Bă, dar ce-o pățit? De ce merge de zici cu escaladat un munte în picioarele goale de 4 ori? Doamne, ce mi se vrea foarte mult cum merge, dar nu mai știu ce glumă să fac.
Ia să vedem. Take your time. Mergea fix ca un copil de 4 ani care gen se duce și face primii pași, știți cum? Dansa la 4 ani, da, fac. Anyway. Mai vrei? Mai ai? Nu mai am. Bună glumă. Mulțumesc. Ce faci, frate? Te-ai gândit și tu să afari? Țineți-mă că sar pe el! Priviți tigrul carpatin cum vine mușcându-și buza senzual. La soră sa. La soră sa. De 16 ani, soră sa. Iulian, ce n-ai bai cu fața asta? Ce ai? Ce fac, gagica, vrei să alergăm împreună? Ricky, soră ta, tâmpitule, soră ta. A, tu faci pe inabordabil, a? Bă, Ricky, tu ești prost? O să tac. Nu spun nimic. Bă, era ca în Chipeș. Era ca în Chipeș, n-am să te mint. Avea... Aici era ca în Chipeș, avea de astea în ochi sau ăștia ochii lui? Cred că sunt ochii lui. Da, așa e el natural cu părul? Da, cred că e rușcat. Mai și s-a surtat cu cămeșuța aia, vezi, stai, pistruie aia, și... frumos, brânceanele. Și nasul, vezi că e din ăla de... grec. De grec? Da. Da, fain băiat. Fain băiat. De ce frații trebuie mergi? Păcat că nu seamănă cu sursa deloc. Cine știe ce-o fi fost acolo, nu ne băgăm. Să-și arunce electricele. Mamă, bine că n-ai zis că e cu poștașul sau ceva, că îi nebuneam aici. Sufletul meu este unul de tătic. Eh, așa se întâmplă mereu. Bă, dar la ce mă uit? Nu mai înțeleg. La început te minte că e un serial, după care vezi un green screen nescos, un tranziție de SpongeBob, după aia zici, bă, ăsta o fi un vlog mai lung ceva. Și acum, uitați, începe cu frații, așa sunt frații, dar să știți că... What the fuck? Sau oare prima transformare, se numește prima transformare, poate de fapt... Se transformă Andragogan dintr-un creator de conținut de copii într-un speaker motivațional. Asta-i transformă. Am dezlușit-o și pe asta. Pe asta n-am nimerit-o. Mama, am văzut, are shorturi postate de la site. Sunt niște shorturi. Și-o mers shorturile astea internațional. Vai, dar le repostează de 10 milioane? What? Ăsta e shortul. Doar că l-o repostat iară. În fine, 105 milioane de views. Le-a dezactivat. Ce aveau? Nu vrei să știi. E, dar vreau să știu. Revenind. De ce era? Ce era? Că acum vreau să știu. Dar nu mai știu nici eu exact, dar era unele comice. Da. Ne-ai dat ca să ne iei, ca să nimic. Cine știe, cunoaște, punct. Tu ești Lena? Da. La mulți ani, e și ziua mea astăzi. Mersi. E atrasă de ea. O să sărbătorim împreună azi. Da, sper că da. Super tare dialogul. Hei, hei, tu ești Lena? Da. La mulți ani, e și ziua mea. A, ce tare, la mulți ani. Zici că-s eu pe Yahoo Messenger în 2007 când încercam să agăț o fată. Bună, Câfă. Bine, tu? Uite, bine. Și ce mai zici? Nimic. A, ok, bine, pa. A? Așa era, bă. Noroc cu Bumble, unde trebuie să scrii tu prima. Da. Era... Ce poantă bună ai dat. Nu eram astăzi aici. Ce caută el aici? O doamne. O doamne, îl știi pe o doamne, nu? Îl știu pe doamne, normal că știu. Mi-ai povestit despre o doamne. Andrei. Joacă lor. Prezime cineva. Bă, dacă vrei să nu te mai vadă, ai putea începe prin a nu te mai holba la el. Ăla-i Ricky, sper să nu mă vadă. Dar stai că nu e așa. De fapt, nu este. Ăla-i Ricky? Sper să nu mă vadă. Este... Ha? Ricky? Ce caută el aici? Așa s-a întâmplat? Ha? Ricky? Ce caută el aici? O, doamne, sper să nu mă vadă. Hei, Ricky! Ăla-i Ricky, sper să nu mă vadă. Nu, nimic, nu? Întâia, super, mi-a plăcut foarte. Eu trebuie să curăț după aia, am mutat pe jos, am... Ai făcut-o de 6 ori până ai ieșit, ok? Da, da, e greu. Wow, de 2 ori în aceea zi, nu pot să cred. Ce zâmbet frumos are. Nici eu. Ups. Imaginează-ți din nou doar ce vede Ricky, mi se pare senzațional. Oh. Voi sunteți Ricky. Oh, de 2 ori în aceeași zi. Ce zâmbet frumos are. Aici, ce zici că era robotul? A fost... Mă, de ce seamănă un pic ca el cu el? Ai ochii ăia sticloși. Eu puteam să fiu sora. Chiar? Andra, te rog, ia-mă în sezonul 2. Ia-o. Ia-mă, sunt actriță la bază. Da, așa e. Sunt tata. Hei, scuze că te-am lăsat baltă mai devreme. Nici o problemă, oricum eram... M-ați prins? A lăsat o baltă, eram piscină. Bună asta. Scenaristul... Antâia. Așa e cel mai bine. Bă, dar taci. Pe bune, taci. Mă scuzați, eu de acum o să dau skip la spicul. Hai că e amuzant. E amuzant, mă, că tot zicea de astea motivaționale. Taci! Mai bine taci! Glumele lui Bogdan. De ce credeți voi că este Bogdan mai amuzant? Taci! Mai bine taci! Amuzamentul? Taci! Picul comediei în 2020.
Glumele lui Mara. Selena singură? Selena singură? Omule, ești ciudat, oprește-te. Atunci nu recunoșteai că e frumos. Ne-am schimbat gusturile între timp, da. Da, asemănăm și de acolo. Am legătura. Știți momentul acela când vorbiți cu cineva și uitați tot, efectiv tot ce aveți în cap? Bă, Andra, dacă să uiți ce aveai în cap, trebuia să ai ceva în cap înainte. Era vorba de personajul din serial, care este un personaj... Și ai zis, da, Andra! N-ai zis, Selena! Trebuia să ai ceva în cap înainte, ai zis, da, Andra Gogan, care n-a făcut facultatea de actorie. De ce bagi șata? Stai un pic. Ce te faci, mă, zici că ești Andra în oglindă? Selena, scuze. Ai văzut ce frumos este? Da, e albastru. Ce era atât de frumos în cerul ăla ca să aduci în discuție? Apropo, ai văzut ce fain e cerul? Cât de frumos putea să fie cerul? A, stai, mi se transmite în cască că avem imagini cu cerul. Ok! Eu am și uitat că am făcut-o, nu mă așteptam. Asta înseamnă comedie. Printre cele mai pleiate segmente, bă. N-am observat. Aba, nu e lănțicul aici. Nu-i aici nimic. Ale, lănțicul lui sora mea. Bă, nici aia cu apropo, ai văzut ce fain e cerul, nu e atât de stânjenitor. Pe cum îi să zici, lănțic. Ăla-i lănțicul lui sora mea. Ești dita mai bărbatul și tu zici lănțic. Lănțic. Hai, nu exagera. Ce mă? Era el dita mai bărbatul cum erai și tu dita mai bărbatul aici. Erați amândoi mai mici. Așa e. Așa e, nu așa e, adevărul ăsta e. Avem același medalion și nu l-am pierdut. Stai ce? Am și eu, exact la fel. Nu știu de eu seama de la distanță. Bă! Miroși bine. Mulțumesc, uite ce la fata asta. Hai de mine și de mine zici că era rechin. Dar seamănă leit, eu am crezut că este unic. A crezut că plasticul ăla cu șnur din piață este unic. Tu de ce nu râzi? Uite că am râs. Da, nu mai fac glume și nu mai filmez, gata. La ora 6? Da. Nu înțeleg ce se întâmplă. Foarte ciudat. Asta okay. Eu am dat zoom-ul, mă, credeam că așa e în serial, mă. Eu cred că am dat zoom-ul. Și eu cred că tu ai dat. Vai, era în serial, era cel mai amuzant serial din univers. Era extraordinar. Da, foarte ciudat. A găsit un alcoolier, era acolo jos. Da. Sărbătorim, sărim toate la ora 6 în piscină, da, vrei? Da, super. Ok, hai. Bine, ne vedem mai acolo. Pa. Dar n-a zis că în 5 minute. E bine. A avut timp în 5 minute să se schimbe. Aveau pe dedesubt. Aceea a fost ziua în care am devenit sirenele. Aceea a fost ziua în care am cumpărat niște cozi de sirenă de pe Wish. Era ofertă, 3 la preț de una, mamă, beton. Glumă cu lucruri de pe Wish, nu-mi place. O glumă... E ca și cum aș zice... Ieftină. Oh, 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 sorry, oh, 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 oh. E ca și cum aș fi zis că cozi de sirenă din vasul lui sau ceva, nu știu, mi se pare rău. Da. Este. Îmi pare rău. Acesta a fost episodul 2 din Sirenele. N-au mă să fiu a naibii. L-am făcut și pe ăsta. Ce care? Zici? Ce părere ai? O super părere. Mai facem? Episodul 3? Eu aș vrea să mai facem. Spuneți-mi voi. Voi mai vreți? Vă rog. Apropo, foarte mult, deci am divizat mările. Oh. Marea care mi-adoră râsul și marea care detestă râsul. Spuneți-mi în comentarii. Din ce mare faceți parte?